Președintele PSD Marcel Ciolacu a participat joi la o ședință cu liderii organizațiilor județene. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a declarat pe pagina sa de socializare că singurul scop al acestei întâlniri a fost asigurarea unei continuități între actul guvernamental și implementarea proiectelor din teritoriu, nici de cum împărțirea de funcții. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a asigurat pe cetățeni că Partidul Social Democrat a venit la guvernare pentru a crește veniturile românilor, să asigure compensarea facturilor la energie și gaze și să combată eficient pandemia. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în acest sens. Ce ar trebui raportat este faptul că PSD a stabilizat sistemul de pensii, a găsit banii necesari și a făcut la timp rectificarea bugetară, astfel încât plata pensiilor a revenit la calendarul normal, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare noul punct de pensie de 1586 de lei. O altă problemă presantă pe care Ministerul Educației va trebui să o abordeze este clarificarea procedurii privind modul de administrare și de validare a rezultatelor testelor pe bază de salivă în școli. Testele au fost distribuite însă pe bună dreptate, cadrele școlare, părinții și elevii sunt încă debusolați cu privire la pașii pe care trebuie să îi urmeze. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că atât măsurile sociale cât și economice pentru care PSD și-a asumat guvernarea vor deveni cât mai repede realitate, iar programul de guvernare va fi susținut în Parlament și respectat în tocmai.